Bună ziua, oameni frumoși! Bine v-am regăsit! Am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 1-15 iunie 2020 pentru Zodia Taur. Să vă spun și întrebarea săptămânii. Care este idealul dumneavoastră în viață? Întrebare pentru concurs. Bun, dacă doriți o etalare personalizată, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți dacă doriți să-mi lăsați un like, un comment sau să vă abonați canalului meu sau să deveniți membri, totul depinde de dumneavoastră, dacă doriți să faceți aceste lucruri. Eram cu gândul tot la etalare, pentru că urma să vă spun că va decurge altfel de data aceasta. Am zis să mai schimbăm lucrurile, să nu ne plictisim. Exact cum am făcut și la etalările generale, vom proceda și la dragoste, dar bineînțeles că întrebările vor fi altele, având în vedere că vorbim de sfera emoțională. Dar tot 12 cărți sunt, să știți, și la partea sentimentală. Vom începe cu trecutul, ce s-a întâmplat sau ce a fost până acum. Ei bine, cumva ați fost siguri pe dumneavoastră, pe dragostea dumneavoastră, sau poate dumneavoastră v-ați dorit foarte mult siguranță, v-ați dorit stabilitate, v-ați dorit relații bine închegate, că aici vorbim și de angajamente foarte serioase. Dacă nu s-au întâmplat lucrurile acestea, cel puțin dumneavoastră v-ați dorit. Mergem în partea prezentului. Aici, în prezent, o să vă reîntâlniți cu o persoană din trecut care o să vă strânească așa niște emoții sau niște trăiri. În alte situații vorbim de faptul că puteți întâlni o persoană acum în prezent și să simțiți că cunoașteți această persoană din totdeauna. O să aveți așa o senzație altfel. Se va forma o conexiune. Iar în alte situații vorbim de faptul că vă este foarte dor de o relație sentimentală, de o anumită persoană cu care ați trăit o poveste de dragoste. Apar așa momente nostalgice. Ce simțiți dumneavoastră sau ce veți simți? Foarte multă pasiune, iubire. Comunicarea va fi foarte bună. Aici văd mărturisiri de dragoste, declarații de dragoste, discuții foarte interesante între patru ochi. Cert este că vă doriți aceste lucruri, așa veți simți sau așa doriți să simțiți lucrurile acestea la o intensitate maximă, să fie totul, nu știu, să simțiți foarte multă dragoste și să aveți posibilitatea sau vă doriți din suflet să comunicați cu o persoană dragă. Ce simte persoana iubită sau persoana la care vă gândiți dumneavoastră sau persoana cu care dumneavoastră îți doriți să aveți o relație și așa mai departe? Persoana aceasta este un pic dezorientată în momentul actual, este foarte confuză, poate este pusă în fața unor alegeri și nu știe ce să facă, nu știe ce să aleagă, nu știe pe ce drum să meargă, nu prea ar vrea să trăiască o poveste de dragoste falsă. În ce sens? Adică să se amăgească, să nu fie adevărat ceea ce se întâmplă. Aici vorbim de faptul că își dorește o relație, cum să vă spun, o relație foarte profundă, dar de cele mai multe ori, poate până acum această persoană a încercat să aibă relații de dragoste, dar a întâmpinat sau au fost prea multe minciuni acolo, de aceea ajunge să fie așa de dezorientat sau de dezorientată și să nu știe ce își dorește pe mai departe alături de dumneavoastră. Ce lucruri pozitive vă așteaptă în aceste două săptămâni? Vă luați o povară de pe umeri, pentru că aici, într-adevăr, ați ajuns într-un punct în care nu mai puteți nici fizic, nici psihic. Partea pozitivă e că ați ajuns la final, adică nu o să vă mai fie greu. De acum lucrurile vor decurge mult mai ușor. Vorbim de mai multă pasiune pe viitor, vorbim de o energie foarte bună, scăpați de această stare de epuizare, de oboseală fizică și psihică, de grijile acestea pe care le aveți. Asta este un lucru foarte pozitiv și este foarte bine. Lucrurile negative
Scăpați în sfârșit de o instabilitate emoțională. În sfârșit lăsați ceva în trecut care v-a chinuit. O relație care s-a terminat. Anumite trăiri, anumite emoții care v-au necăjit și nu vă lasă să priviți spre prezent și viitor. Aceste lucruri negative se vor termina pentru dumneavoastră, pentru că o să întoarceți capul și o să vedeți aceste două cupe pline care vă așteaptă. De aceea, starea se va schimba, o să vă simțiți mult mai bine. Ce speranțe aveți dumneavoastră? Aveți speranță că persoana respectivă nu se va îndepărta de dumneavoastră, că veți avea parte de siguranță, că veți avea parte de stabilitate. Aici cumva vorbim un pic și de posesivitate sau gelozie sau mergeți așa pe idei fixe. Dar speranțele cele mai mari este să aveți o relație sigură, bazată pe încredere, pe respect. Și ce sperați foarte mult e ca acea persoană să nu vă dea la o parte, să nu vă uite sau să vă ignore. Să fie acolo mereu pentru dumneavoastră. Asta vă doresc cel mai mult. Ce frici întâmpinați dumneavoastră? Frica de a nu fi judecați. Frica de a nu fi criticați de persoana iubită sau de anumite persoane dragi. Aici va trebui să... Aici mai putem vorbi și de faptul că frica aceasta poate fi și din cauză că așteptați niște noutăți sau așteptați niște informații, niște vești. E ca și cum... Toată viața dumneavoastră sentimentală sau toată situația dumneavoastră sentimentală în următoarele două săptămâni depinde de aceste vești sau de aceste noutăți sau de acest rezultat. E ca și cum ați da un examen și așteptați verdictul. Cam așa e și aici. De aceea este așa această frică, pentru că nu știți ce se va întâmpla, dacă va fi un lucru pozitiv sau un lucru negativ care să vă bucure din punct de vedere emoțional. Dar în momentul în care veți primi vestea sau noutatea sau răspunsul, depinde, o să scăpați de această frică. Ce scop aveți dumneavoastră? Vă doriți foarte mult echilibru. Vă doriți foarte mult o schimbare. Și vă doriți, tot așa, aveți un scop de a merge pe un nou drum sau de a depăși frica aceasta de a... Priviți spre viitor, pentru că aici vorbim de o frică, frica de a o lua de la capăt, de a începe o nouă relație, de a pleca pe un nou drum. Pentru că ce lăsați în urmă vă întristează, dar nu știți ce vă așteaptă la finalul destinației, așa că nu vă lăsați până nu obțineți ceea ce vă doriți aici. Dacă e vorba de o schimbare, faceți acea schimbare. Dacă este vorba de un drum care poate să vă aducă foarte multă fericire, nu vă abateți de la acel drum, chiar dacă ce lăsați în urmă vă întristează foarte mult. După cum v-am spus, la sfârșitul acestui drum poate vă așteaptă ceva extraordinar. Ce trebuie să evitați? Să evitați aventurile, relațiile de o noapte, să evitați certurile în următoarea perioadă, să evitați oamenii care sunt invidioși, sunt răutăcioși. În cazul în care aveți de-a face cu persoane care vă agresează verbal, care vă jicnesc, care sunt vulgare sau, cum să vă spun, au un comportament violent față de dumneavoastră, nu neapărat fizic, cât verbal, persoanele acestea trebuie să le evitați, chiar dacă aici vorbim de faptul că poate unii dintre dumneavoastră sunteți îndrăgostiți de o persoană agresivă sau de o persoană care este pur și simplu obsedată de dumneavoastră. Aici vorbim și de relații toxice. Trebuie să evitați să vă implicați în relații toxice și în relații vicioase, adică încercați să evitați persoanele care au anumite vicii care pot crea neplăcere relației în sine pe viitor. Cum ar trebui dumneavoastră să procedați în următoarea perioadă din punct de vedere sentimental sau cum să acționați? Aici văd lucruri foarte stabile, vești, comunicare foarte bună. Deci, dumneavoastră puteți proceda foarte bine printr-o comunicare deschisă sau să invitați persoana respectivă undeva, să mergeți undeva împreună.
Aici văd și o evoluție foarte frumoasă, să știți, dar și o siguranță și vești care vă pot veni. Trebuie să fiți energici, cum ați fost și până acum. Trebuie să fiți siguri pe ceea ce vă doriți. Cam așa ar trebui să procedați. Dacă vă doriți foarte mult să primiți o veste sau să vă vedeți cu o persoană, fiți naturali, pentru că chiar persoana respectivă o să încerce să dea de dumneavoastră dacă va simți energia pe care o emanați dumneavoastră. Este foarte important. Trebuie să fiți cum sunteți dumneavoastră de obicei. Dar aici, într-adevăr, văd mai mult entuziasm, mai multă pasiune. Dar vorbim de lucruri foarte bune. Deci, oricum ați acționa, important în primul rând este comunicarea, să aveți o comunicare cât mai deschisă. Ce va urma acum, până la sfârșitul perioadei, din punct de vedere sentimental, da, viitorul sau ce va urma în dragostea dumneavoastră? Văd aici și un drum pe care poate unii dintre dumneavoastră îl veți face spre persoana iubită. Mai putem vorbi și de foarte multă nehotărâre sau de persoane care se împotrivesc unei relații, ceea ce este neplăcut. Pentru că aici dumneavoastră sunteți nevoiți să luptați cu toți pentru a vă apăra dragostea sau pentru a apăra persoana iubită. Dacă persoana iubită este în situația aceasta, adică persoana aceasta să fie pusă în situația de a simți respingere din partea oamenilor din jur și nicio încurajare de a fi cu dumneavoastră, nu este bine, pentru că aici vorbim de foarte multă frustrare și nesiguranță și isterie așa, nehotărâre de a mai merge mai departe sau nu. Trebuie să luptați pentru ceea ce vă doriți, să înlăturați acest grup care încearcă să vă influențeze viața sentimentală, în cazul în care este partenerul dumneavoastră, la fel ar trebui să procedeze. Probabil nu știe sau ea nu știe că ar trebui să facă așa. Dumneavoastră trebuie să o ajutați sau să-l ajutați să fie mai hotărât sau mai hotărâtă pe ceea ce își dorește și dacă vrea cu adevărat să fie cu dumneavoastră, păi să lupte pentru dumneavoastră, să nu se lase convins așa de oameni din jur, cu vorbe oamenilor din jur, pentru că nu este bine. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Vă doresc multă dragoste, aveți grijă de dumneavoastră și ne vom revedea data viitoare. La revedere!